La câteva zile după ce a izbucnit scandalul luxului în care zboară Klaus Iohannis, subalternii șefului statului vin și cu explicații. Au fost dificultăți de colaborare cu cei de la Tarom, spune administrația prezidențială, așa că s-a ajuns la aeronavele private de lux. Despre prețul plătit nu se spune însă nimic. Mergem la colegul meu, Cornel Chitucea, este în direct alături de noi, ne aduce mai multe detalii despre acest subiect. Cornel, te rog, bună ziua! Bună ziua, Andreea, bun găsit, Aneta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată că după ce am văzut mai multe controverse în ceea ce privește prețul pe care președintele Klaus Iohannis l-ar fi plătit pentru cele 5 zile de ședere în Asia, mai exact vorbind despre transportul pe care Klaus Iohannis l-a folosit pentru a ajunge în Singapore, vedem că apar și primele informații din partea administrației prezidențiale, care subliniază în primul rând faptul că nu s-ar fi găsit altă soluție pe care, bineînțeles, cei de la administrația prezidențială să o folosească și să nu închirieze un avion dintr-o firmă privată. Vedem că există și o clarificare în ceea ce privește compania Tarom. Mai exact, cei de la administrația prezidențială susțin că încă din anul 2017, de când nu s-a mai putut închiria un avion din partea companiei Tarom, s-a apelat la o soluție alternativă, soluție care a fost folosită și de către administrația prezidențială în acest caz, mai exact închirierea unui avion dintr-o companie privată. De asemenea, cei de la administrația prezidențială au subliniat faptul că de închirierea aeronavei s-au ocupat cei de la Serviciul de Pază și Protecție, deci aflăm din aceste informații că cei de la SPP ar fi ales aeronava de lux cu care familia prezidențială a zburat în Asia. Totodată vă aduc în vedere faptul că nu se știe exact suma pe care cei de la administrație au plătit-o pentru a-l trimite pe președintele Klaus Iohannis în Asia, deși s-au vehiculat mai multe sume. Totodată de precizat că cei de la administrație prezidențială au adus în vedere faptul că aceste informații sunt clasate, așadar nu vor fi aflate.